Dat invitația noastră, vrem să discutăm, probabil ați intuit acest subiect, despre chestiunea cerealelor ucrainene care nu mai pot tranzita multe țări vecine Ucrainei. România a rămas ultimul stat care permite tranzitarea acestor cereale și există reacții neplăcute. Hai, să menținem în zona liniștită. Da, păi m-am inflamat la zona de Gorghiu și acum pe zona de cereale reducem atmosfera. Există reacții neplăcute din partea fermierilor care se consideră puternic prejudiciați de, unu, această tranzitare și folosire a infrastructurii și logisticii românești pentru cereale ucrainene și, doi, de sumele extrem de mici propuse de Bruxelles ca despăgubiri compensații. Vă rog. Da, din nefericire, înregistrăm încă un eșec al acestui guvern de doctor, pentru că este eșecul guvernului. Domnul Daia este total nevinovat. Domnia sa nu înțelege absolut nimic din agricultura anilor 2023. De aceea, faptul că este ținut acolo de domnul Ciolacu și de băieții șmecheri din agricultură, să ne înțelegem, băieții șmecheri sunt peste tot. Iar în această perioadă, băieții șmecheri fac bani serioși datorită acestei crize. Și domnul Daia, în afară de circul mediatic cu care ne-a obișnuit, se urcă pe transportoare, verifică domnia sa cu mânuța domniei sale cerealele și ne spune că cereale sunt în regulă, apoi ne spune că sunt 3 milioane de tone în țară care pot să producă pagube fermierilor, după care trimite incomplet documentația și fundamentarea către Comisia Europeană, nu se prezintă la întâlniri. Am înțeles că autoritățile ucrainene au trimis în 17 martie o scrisoare către Ministerul Agriculturii în care se cereau o întâlnire în care să se găsească soluții la această problemă. Domnul asta sigur că fie n-a aflat, fie a uitat să se ducă la acea întâlnire. Sigur, rezultatul a fost că România, din nefericire, a primit cea mai mică sumă, o sumă ridicolă comparativ cu Bulgaria sau cu Polonia, deși România, în opinia fermierilor, asociațiilor de fermieri și a analiștilor care se ocupă de agricultură, a pierdut cel mai mult în această perioadă. Iar declarația domnului Ciolacu de astăzi nu denunță decât o lipsă de respect. El consideră că toți românii sunt proști. La ce declarație vă referiți? Ca să fim foarte... Astăzi domnul Ciolacu a declarat că va cere în coaliție să apară un act normativ care să interzică tranzitarea cerealelor ucrainene. Și de ce mi se pare în regulă această idee a domnului Ciolacu? Pentru că domnul Ciolacu nu trebuie să ceară în coaliție, ca și cum și-ar cere lui însuși, pentru că Ciolacu este copreședintele coaliției. El îl ține în brațe pe domnul Daia și trebuia să-i spună domnului Daia eventual ca în aceste zile de sărbătoare să pregătească acel act normativ și astăzi în ședința de coaliție să-l prezinte. Dar el încearcă să arunce pisica de la ministrul PSD către guvern. Deci este autorul domnului Daia, domnul Ciolacu, pe de-o parte. Președintele celui mai mare partid aflat la guvernare, deci ideea că dânsul propune și depinde ce își doresc ceilalți, când dânsul are și ministrul agriculturii, are și cel mai greu cuvânt de spus în coaliție, conducând cel mai mare partid din coaliție, fiind și teoretic viitorul premier al României, spuneți dumneavoastră că ar fi mai degrabă ipocrizie. Ipocrizie, da, ipocrizie și lipsă de respect, pentru că să vii tu astăzi, imediat după sărbători, cu această temă, cu această temă în care îți spui că tu o să spui ție în ședința de coaliție, că să facem în următoarele zile, noi cei din coaliție competenții, un act normativ prin care să se interzică această tranziție. Asta în condițiile în care aflați și dânsul că în aceste zile atât Polonia, cât și Slovacia, cât și Ungaria au blocat tranzitarea cerealelor ucrainiene, pentru că și acolo s-a ajuns la o limită și la presiunea fermierilor, guvernele respective au luat această măsură, probabil ca să forțeze Comisia să negocieze la modul serios și să direcționeze sume consistente către țările respective. Dar, domnule Oros, aici aș vrea să fac o precizare. Totuși, acele cereale erau menite să tranziteze România, nu să staționeze sau să fie comercializate în România. Ele trebuiau să tranziteze în România. Păi da, domnul Buzianu, dar cum tranzitează? Păi asta e întrebarea mea. Dacă logistica este românească, dacă blochezi toate căile de acces,
Era domnul Cezar Gheorghe, specialist în comerțul cu cereale, în direct aici, pe B1, și explica. A fost gestionată extrem de prost această chestiune a tranzitului cerealelor ucrainene, în sensul în care s-au creat aglomerări, nu a fost bine gestionată problema camioanelor către Constanța, autostrada Soarelui, iarăși a întâmpinat dificultăți, s-a folosit iarăși logistică românească, deși ar fi trebuit să fie cea ucraineană. Românii nu mai aveau acces la logistică pentru propriile cereale, deci intenția bună de a ajuta Ucraina a fost pusă în practică cu mijloace extrem de proaste de niște oameni care n-au luat în calcul prejudiciile pentru agricultura românească și pentru fermierii României. Problema se pune în alți termeni acum. Domnule Oros, ce se poate face? Păi, ce se poate face acum? Sunt două lucruri care se pot face. Pe de o parte, să se blocheze și să se discute împreună cu toate celelalte state, la modul serios, modul în care se vor despăgubi fermierii, dar autoritățile române, și aici mă refer la guvern și la toate instituțiile din subordine, să facă în așa fel încât aceste cereale doar să tranziteze, pentru că sunt foarte multe instituții care au în fișa postului atribuții care ar putea să asigure, dacă ar fi sigur îndeplinite corect și ar fi populate cu niște oameni responsabili, aceste cereale doar să tranziteze România, pentru că asta a fost înțelegerea cu Uniunea Europeană. Eu vreau să vă spun că în fiecare an 36 de milioane de tone de cereale din Ucraina ajung în țările din Golf o parte și în țările din nord-estul Africii, în mod tradițional. Doar anul acesta s-a permis din această perioadă de criză, și băieții deștepți pe criză întotdeauna știu să se miște, s-a permis ca o parte din aceste cereale, o cantitate importantă, să rămână în primul rând în România, dar și în alte țări europene, pentru că rămânând în România pot ușor să treacă apoi, după ce sunt indigenizate, adică devin marfă europeană, să ajungă și în alte țări europene, dând peste cap business-ul fermierilor din întreaga Europa. Mulțumim, domnule Oros, pentru intervenție și pe